Sala este neîncăpătoare și este bine să fie așa. Însă întotdeauna trebuie să ne punem întrebarea, atunci când ajungem la bine, cum poate să fie și mai bine? Pentru că există o lege. În momentul în care nu mai crești, poate că o perioadă stai pe loc, dar te duci în jos. Este o lege care nu poate fi contrazisă și combătută. Întrebarea mea este în această ocazie, unde putem ajunge mai sus? Cu biserica din Avangarden, cu misiunea pe care o avem aici, cu ceea ce facem. Suntem mulți, este bine. N-ar fi bine să fie și mai mulți? Ce ziceți? Nu prea răspundeți. N-aveți curaj. Ar trebui să crape tavanul, să ziceți da! Observați că noi funcționăm pe legea aceasta a comodității. Când am ajuns la bine, ne așezăm, e ok, e comod, e cald. Alții fac lucrurile, ne place, este comod. Ce am putea să mai facem noi mai mult? În Sfânta Carte a lui Dumnezeu, încă de la primele pagini, Dumnezeu ne învață niște lucruri foarte interesante pe care noi le citim, pentru că citim Biblia la rând sau cel puțin primele pagini le citim, că după aia obosim și nu mai dăm rateuri. Citim poate Cartea Genezei, dacă ajungem pe la Exod Levitic și după aia cam atât. Dar bun, măcar dacă am citit primele pagini și le-am crede cu adevărat, noi am fi niște oameni mult mai împliniți și mai fericiți. Pentru că aici Dumnezeu pune niște baze ale vieții, ale dezvoltării, ale binecuvântării, pe care dacă noi le-am înțelege, am fi fericiți și în viața asta și în viața viitoare. Dar pentru că nu le înțelegem așa cum trebuie, suntem nefericiți și în viața asta și s-ar putea să n-o prindem pe aia viitoare. În capitolul 1, Dumnezeu, după ce creează pe om, îi spune așa, versetul 28. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis. Dacă se poate și afișa, ar fi bine, ca să vedem. Versetul 28 din Geneza, capitolul 1. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Creșteți, înmulțiți-vă. Observați că e vorba de expansiune. Nu e vorba, nu spune Dumnezeu, creșteți până la un anumit punct, dezvoltați-vă până la un anumit punct și vedeți și voi ce puteți face pe acolo. Nu aceasta este mentalitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat totul din abundență. Nu s-a zgârcit să zică, hai să vedem cu cât putem să facem mai puțin ca să fie economie. Nu, Dumnezeu nu merge aici pe economie. Dumnezeu spune, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, stăpâniți-l. Fiți niște administratori. Și bineînțeles că primii oameni au înțeles lucrul acesta și au trăit cu o triplă funcție, ca împărați, ca preoți și profeți. Toți patriarhii au avut funcțiile acestea. Erau împărați, erau preoți și erau profeți. Pe măsură ce omenirea s-a dezvoltat, au început să se specializeze. Unii au fost doar împărați, alții doar preoți, alții doar profeți și alții ce au mai apucat pe acolo. Însă Dumnezeu a zis, trebuie să aveți această dorință de dezvoltare, de creștere continuă. Și întâlnim în capitolul 26,
din Cartea Genezei, tot în Cartea Genezei, aici se pun bazele Scripturii, momentul în care Dumnezeu l-a binecuvântat pe Isaac. Și aș vrea să fiți foarte atenți, pentru că noi am fost moștenitorii unei evanghelii tăiate cu foarfeca, de niște oameni cu mentalități înguste și de niște oameni care au avut și au interesul să ne țină acolo jos și să ne poată juca așa pe degete. Dumnezeu vrea ca noi să fim stăpâni. Dumnezeu vrea ca să înțelegem că dezvoltarea înseamnă binecuvântare. Și Isaac, un moștenitor al legământului, patriarh, om al lui Dumnezeu, spune că l-a binecuvântat Dumnezeu și a strâns un rod însutit. Geneza 26, versetul 12. Isaac a făcut semănături în țara aceea și a strâns rod însutit în anul acela, căci Domnul l-a binecuvântat. Și aș vrea să vă pun o întrebare logică, ca să demontez o gândire pe care noi o avem. De ce trebuia lui rod însutit când el avea câțiva slujitori acolo? Nu? De ce l-a binecuvântat Dumnezeu cu rod însutit? Nu putea să-i dea doar cât îi trebuie? Și am tot ce-mi trebuie, gata. Nu mai vreau să mă dezvolt, nu mai vreau să fac nimic în plus, deși poate că posibilitățile tale, nu poate, sigur, sunt mult mai mari. Și Dumnezeu zice, dezvoltă-te, fă mai mult! Ajută-i pe oameni ca să-și folosească darurile. A, nu, păi dacă atâta am, e ok, mă mulțumesc. Și în felul ăsta omul se pensionează de tânăr, așteaptă pensia la bătrânețe și trăiește tot timpul ca un frustrat și ca un blazat. Și nu e vorba doar de bani aici. Țineți minte, nu e vorba doar de bani. E vorba de fiecare talent pe care Dumnezeu ți l-a dat și pe care tu nu-l folosești, îl îngropi. Îl lași acolo. A, dacă Dumnezeu mi-a dat 5 talenți, folosesc unul sau poate jumate dintr-unul. Și ok. Dacă mergem mai departe, la capitolul 30, este o pericopă de la versetul 25, sună așa, îmbogățirea lui Iacov. La ce avea nevoie ăsta să se îmbogățească? La ce avea nevoie să îmbogățească? Nu era suficient să stea așa liniștit, să își țină familia acolo, ajunsese la Laban, hai că stau și eu aici cu tata socru, în aceeași casă, 10 acolo, 20 câți o-mi fi, nu contează, e bine aici, am fugit de fratele meu Esau, la ce să mă mai îmbogățesc? La ce să îmi dezvolt eu familia și să cresc ca un neam mare? Patriarhii au avut această gândire. Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, stăpâniți-l, administrați. Și să știți că și Dumnezeu are exact aceeași gândire. Dacă ne uităm în Evanghelia după Matei, la capitolul 25, îl întâlnim pe Dumnezeu care apare aici ca un investitor, ca un antreprenor. Să știți că Dumnezeu nu este comunist. Și nu zice, oricât ai lucra, primești la fel. Asta era metoda prin care comuniștii descurajau orice fel de excelență. Oricât ai munci, că tragi chiulul, leafa vine, ziua trece, noi cu drag muncim. Știți bine, era invers formulat. Este principiul prin care au putut să descurajeze oamenii capabili și să-i încurajeze pe cei puturoși. Orice ai face, ai un serviciu. De asta foarte mult stânjesc după vremea comunistă. Bă, pe vremea aia era mult mai bine. Cât erai de prost și de incapabil, ăla îți dădea de lucru. Dar întrebarea este, de ce trebuie să-ți dea cineva de lucru? De ce trebuie să ia altcineva responsabilitatea care este a ta asupra lui? De ce trebuie ca cineva să facă ceea ce trebuie să faci tu? Și de asta era mai bine. Pentru că nu trebuia să gândești foarte mult și orice făceai, era bine, era bine. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu, fiți atenți că aici e vorba de comparație cu împărăția lui Dumnezeu și nu o fac eu, o face Mântuitorul. Spune, atunci împărăția cerurilor
se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă țară, a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Dumnezeu spune, uite, îți dau resursele mele. Cât? Tot. Tot îți pun pe mână. Îți încredințez avuția mea. Și a plecat multă vreme și a lăsat ca să vadă ce fac cu binecuvântările pe care el le-a dat. Și doi dintre ei a zis, mă, stăpânul a plecat. Ok, avem o responsabilitate mare. Mie mi-a dat 5 talanți, celălalt a zis, mie mi-a dat 2 talanți. Ce să fac? Mentalitatea omului care nu are aspirații este, hai să mai câștig și eu puțin în plus. Nu este rău, este mai bine decât nimic. Dar observați că amândoi din pildă dublează venitul. Nu zic, hai să mai câștig ăla cu 5, încă unul sau încă 2. Nu, eu vreau să dublez. Hai să mai câștig încă 5. Ăla cu 2 zice, hai să mai câștig încă 2. Și în felul ăsta, ei și-au făcut misiunea pe care le-a încredințat-o stăpânul. Vine și al treilea. De asta eu nu suport mentalitatea de asistat social și dacă aș putea, aș desființa-o. Numai în cazuri excepționale aș da ajutoare sociale la cei care chiar nu pot să se miște și n-au posibilitatea să muncească. Dar în rest aș desființa toate chestiile astea de asociație de asistență socială. Este anti-evanghelie încurajarea puturoșilor și a oamenilor care nu vor să muncească. Bine, sunt sistemele de pensii și așa mai departe, dar în rest, să-i ții ca asistat social pe oamenii care pot să muncească este păcat de la Dumnezeu. Dumnezeu nu face așa ceva. Și este o înțelegere greșită a Evangheliei în momentul în care Dumnezeu spunea împărăția, Hristos, împărăția cerurilor a venit, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și când spunea că Evanghelia se predică săracilor, noi știți ce înțelegem? Că venea Hristos cu ajutoare sociale. Asta înțelegem. Și asta înțeleg foarte mult prin Evanghelie. Dom'le, dacă faci evangelizare, trebuie să-i susținem cu ajutoare pe oameni. Greșit, fals. În momentul în care vine Evanghelia, înseamnă să-ți destupe mintea și să te ajute să te descurci singur. Când vine Evanghelia, înseamnă că în sfârșit ți-ai deschis mintea și vrei să ai o viață așa cum îi place lui Dumnezeu, o viață împlinită, o viață fericită. Asta înseamnă Evanghelie. Și oriunde mergea Hristos, da, îi vindeca pe bolnavi, le dădea și de mâncare. Dar le-a spus, mă, voi veniți numai pentru pâine și pește, n-ați înțeles nimic din ceea ce vă spun eu. Și dacă vă uitați, întotdeauna Dumnezeu demontează mentalitatea asta de cerșetor și de milog. Nu pot, nu am, nu găsesc posibilități. Ăștia nu sunt oamenii care au înțeles Evanghelia. Mi-a plăcut foarte mult exemplul unui om despre care am scris și în cartea mea, Imperativele Succesului. La pagina 31-32 am scris despre un om care pe mine m-a inspirat foarte mult, este vorba de Michael Dowling, un tânăr care la vârsta de câțiva anișori, 10-12 ani avea, a avut un accident și a fost, l-a călcat trenul, i-a tăiat picioarele de la genunchi în jos și mâna stângă. Ce șanse ar fi avut copilul ăsta să mai reușească în viață? Dar a avut ambiție și a zis, am câteva posibilități, să ajung un cerșetor, să fiu un necăjit toată ziua, să cerșesc din poartă în poartă, să îmi plâng de milă și să spun că eu sunt un om cu dizabilități și toată viața oamenii să mă privească așa, ori de sus, ori să își bată joc de mine, sau pot să mă ridic și să fac ceva cu viața mea. Și a avut ambiție să învețe, a ajuns expert contabil, după aceea a ajuns să fie liderul Asociației Bancherilor din Minnesota și a candidat la funcția de senator. Fiți atenți ce scrie el, atunci ce spune el când i s-a luat un interviu la o recepție selectă. Spune așa, legat de capacități și de posibilitatea de a face ceva în viața ta. Singurul schilod pe viață este acela care este schilod la cap. Țineți minte lucrul ăsta. De aici pleacă
toate schilodeniile noastre. Singurul schilod pe viață este acela care este schilod la cap. În călătoriile mele am întâlnit mai mult schilozi pe viață cu trupuri sănătoase decât veți găsi vreodată între cei care au un handicap fizic. Dacă ai pierdut un braț sau două, sau chiar ambele picioare și brațe, încă mai sunt destule lucruri pe care le poți face cu condiția să nu-ți fi pierdut uzul rațiunii. Cred cu tărie că m-aș putea descurca și fără mâini și fără picioare, chiar și fără ochi, dacă mintea mi-ar fi întreagă, iar limba încă ar mai putea rosti cuvintele pe care le înregistrez acum cu edifonul. Este extraordinar. Ce motivație a avut omul ăsta? Adică să nu mai ai picioare, să nu mai ai o mână și să zici, băi, eu vreau să fiu liderul bancherilor. Vreau să mai fiu și senator pe deasupra. Și nu era vorba doar de aspirații spre funcții, ci era vorba de calitatea vieții, calitatea educației și de a oferi ceva lumii. Observați că Dumnezeu vrea lucrul acesta de la noi, să fim cât se poate de buni, să fim cât se poate de eficienți și de productivi. Și de asta Dumnezeu, în momentul în care vine și le cere socoteală de slujba lor, nu prea ne place să ni se ceară socoteală pentru ceea ce am făcut sau pentru... Este momentul cel mai greu să ceri socoteală cuiva pentru ceea ce a făcut. Dar Dumnezeu vine și cere socoteală și spune, ce ați făcut? Și vine primul încântat, Doamne, ți-am dublat venitul. 10 talanți. Vine al doilea, Doamne, ți-am dublat venitul. Încă 2. Și vine al treilea. Fiți atenți, atitudine. Și să fiți atenți ce spune Dumnezeu în dreptul lui. Versetul 24 și în continuare. Cel ce nu primise decât un talent a venit și el și a zis, Doamne, am știut că ești un om aspru. Tu n-ai milă, tu ai nevoie numai de câștig, numai de bani, numai asta te interesează. Am știut că ești un om aspru care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Și fiți atenți, că Dumnezeu nu-l contrazice. Continuă el, mi-a fost teamă și m-am dus de ți-am ascuns talentul în pământ, iată-ți ce este al tău. Cu alte cuvinte, uite, atâta mi-ai dat, lasă-mă în pace. Ce vrei mai mult de atâta? Și spune stăpânul, fiți atenți, rob, viclean și leneș. Să știți că majoritatea celor care își plâng de milă sunt vicleni și leneși. Uitați-vă la cerșetori. Au o șmecherie a lor, știu să te învârtă pe degete, să-ți arate povestea lor de nenorocirea și asta. Și foarte mulți sunt sănătoși, poate să muncească. Dar știu să spună în așa fel încât să te impresioneze, să creeze o poveste dramatică prin care să câștige o existență pe care nu o merită. Rob, viclean și leneș. Și zice Dumnezeu, ai știut că secer de unde n-am semănat? Cu alte cuvinte, vorbea de eficiență și de venitul pasiv. Ce-ți pasă ție? Ți-am dat resursele, tu mi-aduci venit. Tu la rândul tău trebuie să-mi aduci mie profit. Da? Asta spune Dumnezeu. Ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat? Foarte mulți au impresia că dacă nu muncești fizic pentru banii respectivi, ești un hoț și ești un șmecher. Dar aici, în acest cuvânt al lui Dumnezeu, descoperim că tu poți să-ți folosești darurile astfel încât să-i ajuți pe alții să muncească, să dezvolte la rândul lor. Nu trebuie să faci tu toată munca din lume, că n-ai cum să o faci. Și spune Dumnezeu, ajută și pe alții să gândească în felul ăsta și să dezvolte mai departe împărăția aceasta a lui Dumnezeu. Pentru că oricât de mulți bani ai avea, nu poți să hrănești toți săracii din lume, nu poți să îi ajuți pe toți asistații sociali. Oricât de bogat ai fi în lumea aceasta, n-ai cum. Dar Dumnezeu zice, cu Evanghelia împărăției, putem să creăm, să îi ajutăm pe oameni să schimbe gândirea și în felul ăsta să creăm o lume mai bună, mai fericită. O lume care se descurcă cu resursele pe care eu le dau. Prin urmare, zice
stăpânul, se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi și la vremea mea eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Observați ce spune Dumnezeu. Nu acceptă deloc pasivitatea, nu acceptă indiferența, nu acceptă mai puțin decât poți să realizezi. Și în felul acesta, Dumnezeu ne dă o lecție că noi nu ne folosim suficient de mult talentele și darurile pe care El le-a pus la dispoziție. Observați că oamenii care au eficiență maximă își sunt singuri șefi. Cine l-a spus să dubleze venitul la ăștia doi? Nimeni! Dumnezeu a zis, uite, vă dau astea, faceți ce puteți. Eu vreau profit. Și i-au zis, nu se poate, numai atât. Hai să dublăm. Dar ei au muncit, ei au fost conștiincioși. Celălalt a zis, a plecat stăpânul, gata frate, Tetris pe calculator, jocuri acolo, pauză de cafea. Ce să mai muncesc? Lasă-l de pace lor, cum are atâția bani stăpânul ăsta al meu. Și auzi, are niște pretenții de capul meu. Are niște pretenții absurde. Însă, în momentul în care înțelegi Evanghelia, înțelegi de fapt că tu ești responsabil nu în fața șefului tău, ci ești responsabil înaintea lui Dumnezeu. Ești responsabil înaintea lui Dumnezeu. Și știi ce face stăpânul cu ulmea? Când face calculele, zice, ok, care a câștigat cel mai mult? Ăsta. Mai dați-i încă un talent. Doamne, dar cum? Dar ăsta n-are. Are mai puțin. Nu, zice Dumnezeu. Pentru că merg pe principiul eficienței. Cine poate să administreze 10 talanți, al 11-lea e floare la ureche. Cine nu știe să administreze nici măcar un talent, nu va putea să administreze nici 2, nici 5, nici 10. Și de aceea Dumnezeu ne provoacă și ne spune, dezvoltați-vă capacitățile, abilitățile. Evanghelia înseamnă dezvoltare. Evanghelia înseamnă o veste bună. Evanghelia înseamnă prosperitate. Și nu e Evanghelia prosperității aici, dragii mei. E o înțelegere greșită. Împărăția slavei lui Dumnezeu este o împărăție bogată, a abundenței, în care Dumnezeu ne prezintă toate binecuvântările pe care le pregătește pentru noi. Mi-a plăcut foarte mult că Dumnezeu vrea ca noi să muncim pentru ca să fim cei mai buni. Și împărăția slavei este o încununare a acestei împărății pe care Dumnezeu a adus-o deja pe pământ. Vestea bună a Evangheliei este că fiecare dintre noi, prin Iisus Hristos, putem să punem la lucru darurile pe care El ni le-a dat. Dacă ai darul de a cânta, cântă. Dacă caută să fii cel mai bun. Dacă ai darul de a vorbi, vorbește. Și caută întotdeauna să fii cel mai bun. Dacă ai darul de a scrie, dacă ai darul de a face bani, întotdeauna trebuie să cauți să fii cel mai bun în ceea ce faci. Să nu te mulțumesc, zici, de acum încolo e ok, e destul. Nu e destul. Nu e destul. Și marii oameni ai lui Dumnezeu și marii oameni ai lumii, să știți că nu ies niciodată la pensie. Dacă vă uitați la John Maxwell, și acum scrie, a scris peste 70 de cărți. Și la peste 70 de ani ai lui, și acum scrie și ține conferințe în toată lumea, a venit și în România, este o sursă de inspirație pentru cei mai mulți. Oamenii adevărați și oamenii puternici nu ies niciodată la pensie. Ei depun, știți când depun? Ștacheta. Când mor? Până când a luptat Pavel? Până când a murit. A zis, domnule, pentru mine a murit un câștig, repede scap, atâta drama am făcut și din chestia asta cu muritul. Da, ce mai simplu să mori. Dar ce pentru mine a trăit este Hristos. Și a făcut lucrul ăsta până când a murit. Zice, acum, uite, se apropie. Clipa plecării mele este aproape. De acum mă așteaptă cu una, dar a luptat până în ultimul moment. Cum ar arăta viețile noastre? Cum ar arăta societatea în care trăim? Dacă oamenii ar fi așa de motivați să trăiască și
să dea randament maxim până în ultima clipă a vieții. Extraordinar. Mi-aduc aminte de John Andrews, un mare om al lui Dumnezeu care a fost și teolog, și cărturar, și un predicator extraordinar, și pastor. În fiecare zi a luptat să facă ceva pentru Dumnezeu. Și se gândea, ce mai pot să fac astăzi pentru Dumnezeu? Era ultima zi a vieții lui. S-a gândit și a spus celui care avea grijă de el, era bolnav la pat, auzi, încă mai pot să fac astăzi ceva pentru Dumnezeu. Mai am $500, la vremea erau bani. Dă-i în lucrarea lui Dumnezeu. Atât mai pot să fac în ultima mea zi de viață. Asta înseamnă să înțelegi cu adevărat Evanghelia. Să înțelegi că harul lui Dumnezeu care ți-a fost dat și toate resursele sunt pentru a te dezvolta și pentru a-i binecuvânta pe alții și pentru a-i ajuta pe alții să-și deschidă mintea, să devină la rândul lor o binecuvântare. Și în felul ăsta, toată această binecuvântare se rostogolește ca un bulgăre de zăpadă, este din ce în ce mai mare, ca piatra aceea din Daniel spune, a umplut tot pământul. Ce vrem să facem mai departe cu biserica de la Avangarde? E frumos să ne adunăm, e frumos să ne întâlnim, e frumos să ne bucurăm de aceste binecuvântări, însă toate aceste binecuvântări costă. Cineva depune eforturi, sunt niște cântăreți care cântă și toate lucrurile acestea care sunt în jur costă. Dacă vrem să ajungem la mai mulți oameni, trebuie să gândim la scară mai mare. Facem o altă biserică. Amin, frate! A prins cineva ideea. Sper să fim și mai mulți. Dacă acum suntem cât suntem, să fim de două ori, de trei ori mai mulți. Să putem duce Evanghelia aceasta împărăției până la marginile pământului. Avem la dispoziție o televiziune prin care să promovăm Evanghelia și valorile Evangheliei. Ne place că se face ceva. Dar prea puțini vor să simtă împreună și să pună ceva acolo. Este frumos să iei pâinea și peștele, că ți le dă Hristos și ți le dă că este generos Dumnezeu. Însă Dumnezeu zice, n-ai vrea să fii și tu o parte din lucrarea aceasta? N-ai vrea să dezvolți și tu lucrarea aceasta? Și dacă e vorba de talentele noastre, de implicarea noastră, că nu e vorba doar de bani, este important să te întrebi, ce pot să fac eu pentru binele mers al bisericii de aici? Ce pot să fac eu ca să se dezvolte lucrarea de aici? Pentru că așa este foarte simplu. Să aștepți ca alții să facă lucrurile, să vii, să asculți și să pleci frumos acasă și ok. Însă, în momentul în care ai mentalitatea aceasta, n-ai înțeles Evanghelia. Cei care au înțeles Evanghelia, gândiți-vă la toți, și care au fost vindecați de Hristos, ce-au făcut? Ce bine că m-a vindecat Hristos. Tac, chitic, mă duc acasă. De acum fac numai ce vreau. Nu zic la nimeni nimic. Toți care au auzit Evanghelia au sărit de bucurie și spune, nu mai puteau să tacă și spuneau, uite, veniți să vedeți ce am descoperit aici. Bunătatea lui Dumnezeu. Am fost vindecat și nu puteau să mai fie ținuți, să tacă, pentru că au gustat din bunătatea lui Dumnezeu. Asta este provocarea pentru fiecare dintre noi. Nu un drum spre o anumită țintă, ci un drum spre infinit, spre împărăția lui Dumnezeu. Și asta ne va da, dragii mei, satisfacție și în viața aceasta și în viața viitoare. Nu vom mai trăi ca niște așteptători utopici, vai, nu mai vine Domnul, nu mai vine Domnul. Toți cei care îl așteaptă pe Dumnezeu, îl așteaptă lucrând. Și când îl aștepți lucrând, trece timpul, ești eficient, ai satisfacții, îi binecuvântezi pe alții cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Și în felul acesta, nu mai stai să te gândești, bă, dar nu mai vine Domnul, stau că mor de plictiseală cu mâinile în sân. Nu!
În felul acesta lucrez pentru împărăția lui Dumnezeu. Și când va veni împărăția lui Dumnezeu, va veni ca o încununare pentru tot ceea ce ai trăit și ai experimentat în viața aceasta. Și spune stăpânul, după ce a văzut realizările lor, bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Dacă vrem să-L facem pe Dumnezeu fericit, haideți să punem la lucru toate darurile pe care le-a dat. În felul ăsta va fi și El fericit și vom fi și noi. Asta o garantează chiar El. Amin.